Carmen, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc, mi-era tare dor de voi. Păi și nouă de tine. Și să știi că avem o listă lungă de întrebări. Multe, multe, multe întrebări. Sper că ești pregătită. Nu sunt pregătită, dar dai drumul. Vreau să-mi spui ceva despre tine, da? Ce nu știe chiar toată lumea. Ia să vedem cu ce să începem. Uite, cred că nu se știe că mă cheamă și Andreea. Nu se știe. Nu se știe, nu? Nu se știe. Da. Așa, mă cheamă Brumă Carmen Andreea. Există vreo istorie a numelor și, Carmen și Andreea? Nu, cred că ai mei au vrut să am și un nume de sfânt și așa au ajuns la Andreea. Și o perioadă am avut scris greșit numele de Andreea în buletin pentru că au greșit cei de la poliție. Și o perioadă m-a chemat Andreea. Carmen Andreea. Așa, până m-am dus și mi l-am schimbat. Ce ar mai fi de spus despre mine? Am copilărie la țară, pe malul Dunării. Ce e frumos. Asta nu cred că se știe, într-un sat care se numește Vaduoi și de care sunt foarte legată, de care mă... Încă te întorci acolo. Da, da, da. Da, deși bunicii mei nu mai sunt, a rămas casa bătrânească și mă simt foarte bine acolo. Uite, mai aveam și întrebarea asta, o amintire frumoasă care îți vine în minte. Legată de casa de bunicilor, poate? Da, sunt foarte multe amintiri care mă leagă de locul ăla. Sunt vacanțe, nenumărate, pe lângă primii ani din viață pe care mi-am petrecut acolo. Sunt foarte multe vacanțe pe care le-am petrecut acolo. Nu știu, uite, așa ca senzație, ca miros. Da. Mi-aduc aminte și îmi provoacă de fiecare dată plăcere mirosul de căldură din soba de teracotă. Da. Cum miroase lemnul în soba de teracotă, nu miroase nimic altceva. Așa, e un miros. Mirosul unic. Ăla, da. Mirosul de Dunăre, ce mai, mirosul de cozonac, mirosul de vânătă făcută pe plită, da. Pâinea coaptă la fel în cuptor pe plită, e... Da. Sunt multe. Ce norocoasă că ai putut să ai parte de mirosurile. Da, și îmi pare tare rău că fiul meu, Vlăduț, nu are parte de așa ceva. Da. Da. Așa deci nu. Cred că asta e problema tuturor. Nu înțelege, nu știe ce e aia să mergi în picioarele goale, să-ți mai intre un ghimpe în talpă. Da, așa e. Și asta zic, e problema generației tuturor copiilor noștri astăzi, din păcate. Ce fel de elevă erai? Că dacă tot am intrat în zona... Am avut o perioadă de tocilară în clasele 1-4, după care mi-am revenit. A, deci se revenit repede. Da, dar n-am fost niciodată genul de copil problemă. Am fost cu mințică. Părinții tăi erau... Da, învățam bine, eram în prima parte a... Da, da, da. Am luat premii până târziu. Punem și mențiunile în categoria premii. Absolut, da. Absolut. Da, deci eram printre elevii buni. Când erai mică, ce răspundeai la întrebarea ce o să te faci când o să fii mare? Sau prin ce ai trecut? Că Angela Similea. Serios? Da, o lungă perioadă, asta spuneam. Și cântai în oglindă, chestii? Da, cântam în oglindă la deodorant din ăla Impuls. Aia, da. Și pentru că pe vremea aia spectacolele la TVR se filmau pe niște scene cu luminițe, mărginite de luminițe. Ce făceam? O puneam pe maica mea să-mi dea instalația de la pom, de la brad jos, și făceam așa în casă un fel de pătrat de dreptunghi din luminițe și cântam acolo. Îți creai propria scenă. Și eram Angela Similea, da. Și asta. După care am avut o etapă de Corina Chiriac. A, bun. Inițial am vrut să mă fac Angela Similea, după care Corina Chiriac, și mi se pare că reveneam la Angela Similea și tot așa. Erai puțin indecisă. Nu aveam nicio treabă cu cântatul. Nu aveam nicio treabă cu cântatul, dar perseverai. Îmi plăcea foarte mult ce reprezentau ele ca femei, mai ales în perioada aia. Erau... Da, imaginea. Un simbol de feminitate, de frumusețe, de eleganță, de ce vrei tu. Zi-mi un obiect pe care l-ai păstrat din copilărie, dacă ai păstrat ceva. Da, am păstrat maimuțoiul cu care dormeam, un iepuraș care chițăia, care zici că a făcut războiul săracul pentru că tot purtam după mine și l-am păstrat, l-am chiar și acum. Dacă ai putea să te întorci în timp și să schimbi o singură decizie pe care ai luat-o tu, referitor la viața ta de până acum, ai schimbat ceva? Un moment, să zicem așa, dacă ai putea să schimbi un moment care a depins de tine.
și uite, mă, de data viitoare când mă sun, să nu-ți mai răspund, mă, când îmi trebuia să-mi faci o pregătire. Deci o decizie pe care s-o fi luat-o eu și cu să... Cu alte cuvinte, dacă regrești ceva în așa de mare măsură încât ai vrea să te întorci în timp și să o schimbi sau... Da, regret o chestie. Nu trebuie neapărat să o și spui dacă... Da, da, regret dacă o chestie legată de, de bunica mea. De sfârșitul ei, care a fost un cumplit despre care nu vreau să vorbesc și... Poate dacă aș fi fost eu mai atentă la simptomele pe care ea ni le-a ascuns. Da. Poate, nu știu. Genul ăla de vină pe care îți asum de fapt degeaba, că probabil că da, nu pe ce neapărat că pe o vină, că îmi dau seama că nu e, da. Nu e cazul, dar eu am ținut foarte mult la ea și nu pot să mă abțin să nu mă gândesc că, bă, dacă eram un pic mai atentă și o vedeam mai din timp, poate că. Da. Da. Înțeleg că de ea ți este cel mai dor. Și de ea și de bunicul meu și de, din păcate, nu mai am niciun bunic. Asta e mi-a dus 2019, am rămas fără niciun bunic, dar asta e. Asta e, asta e. Am amintiri foarte frumoase cu ei și astea rămân. Îmi rămân astea, da. Zi-mi trei lucruri de pe bucket list-ul tău. Dacă, și în primul rând vreau să știu dacă ai în general un to-do list, dacă îți faci to-do list, nu neapărat pe termen foarte lung. Poate de pe o zi pe alta, de pe un an pe altul. Uite, în 2019. Da, îmi fac, sunt o tipă foarte organizată și disciplinată și îmi fac, scriu tot programul pe, să zicem, în decurs de o săptămână. Adică știu exact că în ziua de am de sunat, am de plătit factura aia, am de vorbit la contabilitate, nu știu ce, am de... răspuns la 11.000 de mail-uri pentru că programele mele sunt online și primesc foarte multe întrebări de la cei care le urmează și, și le și răspuns. Da, chiar și le și răspuns. Și atunci trebuie să fac totul după o anumită programare pentru că dacă pierd într-o zi n-am făcut aia, da. Se adaugă la to-do list-ul de, și mă încarc cu foarte multe lucruri pentru o perioadă îndelungată. Da, și îmi fac și planuri pe termen destul de scurt, adică uite, așa, pentru următoarea perioadă, pentru anul ăsta să zicem, mi-aș dori să mai scot două programe. Unul dintre ele să fie pentru adolescenți. Bă, da. Asta mi-aș dori și foarte deja mult pentru că lucrez la unul dintre ele. Asta e așa la în categoria asta. Îmi doresc foarte mult să merg cu Văduț într-o vacanță în afara țării. Și m-aș mai avea câte ceva. Deci le ai acolo pe listuță. Da. Și cam asta ar fi, da. Pui în practică. Nu fac planuri pe termen foarte lung. Da. Nu-mi place, dar pe termen scurt sunt câteva acolo. Atunci când ai timp liber și în afară de sport, bineînțeles, și tot ce faci tu, ce ține de diete sănătoase și așa, ce îți place cel mai mult să faci când ai timp liber? Îmi place să citesc, îmi place să mă uit la seriale sau la filme. Îmi place să pur și simplu să le nevesc cu Vlăduț în pat. Da. Așa, să ne bem cafeaua, cum spunem. Serios? Da. Zice și el. Da, îi fac și lui cacao cu lapte și îmi plac diminețile cu Vlăduț. Știi, că ne trezim și zice, mami, să facem cafeaua. Și îmi facem noi așa micul dejun, mă ajută și el. Da? Și îmi mai place să gătesc cu el și lui îi place, în mod absolut surprinzător. Îți imagina că gătim cine știe ce. Da, pentru asta. Facem paste, facem, da, și și acolo. Da. Și are șorțul lui, atât de mândru și îl pune și-l... Da. Cam asta, dacă ar fi să te descrii... Și îmi place să merg pe munte și n-am mai apucat. Îmi place foarte mult să merg pe munte. Uite, pun acolo pe listă. Da, uite și asta, da. Dacă ar fi să te descrii ca mamă, cum ai spune că ești? Sunt panicoasă. Sunt fixistă. Trebuie să am și calități, nu? Să-mi găsesc totuși o calitate, nu? Da, sunt calități, dacă sunt ponderante. Așa. Sunt... implicată, sunt free control, dacă n-a reușit, așa, și cred că sunt crijulie, sigur, da, și, mă rog, apropiată de tot ce, de tot ce îi place copilului. Da. Din familie, de cine te simți, evident, în afară de
copil și soț, că na, mă refer la familia extinsă, cu cine te înțelegi cel mai bine, să spunem așa? Păi mă înțeleg bine cu mai toată lumea, mă înțeleg bine cu maica mea, care mă ajută foarte mult în creșterea lui Vlăduț, e cea care stă cu el atunci când, da, când nu sunt eu. Mă înțeleg bine și cu taica mea, care la fel ne ajută de câte ori avem nevoie. Cine crezi că te cunoaște cel mai bine? Și să nu spui tu că... Eu sper că eu. Asta ar trebui să fie. Sper că eu, adică asta ar fi ideea. Cine mă cunoaște cel mai bine? Cred că mă cunosc părinții într-o oarecare măsură, mă cunosc prietenii într-o oarecare măsură. Știu că nu-ți place, dar tot eu cred că mă cunosc cel mai bine. Mă cunoaște și Mircea. Știe câteva lucruri despre mine. Știe, nu? Ai lăsat să se vadă așa câte ceva. Dacă s-ar face un film despre viața ta, ce gen de film ar fi? Plictisitor. Ar dormi lumea. Oh, alea, ce-ar dormi lumea? Păi dar să alergi 25 de kilometri. Dă seama să mă filmez de la până aleg eu 25, 42. Oh, alea, ce? Că facem cu fast forward așa. Ar dormi, păi, exact. Un film care ar trata insomnia. Ar fi... Care ar fi titlul autobiografiei tale? Ai, mă, nene, aia, că eu m-am purtat frumos cu tine. Cine? Nu știu. Alergând cu Carmen. Da, slăbește cu Carmen Brum. Păi vezi? Da, așa se numește grupul de suport al celor care slăbesc cu ajutorul programelor mele. Da, nu am avut o viață așa de film. Uh-huh. Pentru că întotdeauna te raportezi la ceea ce, la filmele pe care le-ai văzut. Asta despre... Asta cine are de fapt o viață de film, doar că noi ne gândim, oh... Sunt oameni, eu cunosc. Sunt. Am cunoscut în viața asta oameni care au avut vieți pe care, dacă le-ai vedea într-un film, te-ar ține cu sufletul la gură. Da, n-am avut cine știe ce drame, cine știe ce opreliști, cine știe ce... Dar tu ești o fire foarte pozitivă și cumva chiar cred că contează super mult. Da, cred. Uite, da. Că tot vorbim de filme și seriale, ai zis că te uiți la seriale. Zi-mi trei seriale care ți-au plăcut în ultimul timp, pe care le recomanzi. Păi ți le spun pe alea pe care le mai ții minte, că de la o vârstă știi că nu mai... Se amestecă toate. Și simplu, le spui pe alea pe care le ții minte. Aia, bine, când m-am apucat eu de seriale acum, aha, mult timp, mi-aduc aminte că ăsta, Prison Break, doamne, deci când am văzut primul episod din Prison Break, mi-aduc aminte că am plecat cu Mircea la... N-aveam copil pe vremea aia, am plecat la munte și trei zile la mici din cameră. Deci faci care... de-astea maratoane. Exact, de asta nici nu... Am perioade lungi în care nu mă uit la niciun serial, pentru că în momentul în care îmi place unul și mă prinde, nu mai, până sau dimineața evit, nu mai dorm. Evit să te uiți la de-alea cu evit? Foarte multe episoade, da. Prefer alea cu singur sezon. Da, exact, pentru că nu, imediat se dezvolt o adicție și zic că un episod, un episod și mă prinde dimineața și dimineața sună ceasul pentru grădi. Deci vezi, și tu nu prea ai dependențe așa, dar uite o dependență. Da, dar e controlabilă. Adică mă uit, uite, m-am uitat acum în perioada asta de vacanță și m-am uitat așa la Casa del Papel. În două zile n-am avut ce... Am terminat tot, ca să înțelegi. Casa del Papel, m-am uitat la Homeland și după aia m-am uitat la Blacklist. N-am terminat Blacklist-ul, dar acum am de lucrat la program, așa că am stopat, mă mai uit la nimic. A, bun, deci o perioadă, știi că ai ceva de făcut, exact, gata, când am treabă, am treabă, nu mă mai... Cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat în 2019? Programul, au fost mai multe. Programul pe care l-am lansat, Super Silueta de Plajă by Carmen Brumă, care s-a bucurat de un mare succes și sunt foarte mulțumită și mândră de asta. Apoi am, tot în 2019, am primit două premii și ambele au fost pentru eficiența programelor mele de slăbit și asta e un semn de recunoaștere din partea celor care le urmează și sunt foarte, foarte mândră. Mă bucur în egală măsură sau chiar în mai mare măsură, mă bucură fiecare mesaj pe care îl primesc de mulțumire. Da. Și de fiecare dată îți jur că sunt emoționată și de multe ori îmi dau și lacrimile. Sunt oameni care sunt atât de generoși și au senzația că eu am făcut acea transformare în viața lor, că de fapt ei au făcut-o. Da, da. Da,
programul meu a fost doar un pretext, un mijloc. Da. Și mă emoționează cu atât mai mult atunci când cei care îmi scriu sunt adolescenți. Uh-huh. Pentru că povestea mea cu kilogramele în plus s-a întâmplat în adolescență. Da. Așa am ajuns eu unde sunt astăzi și lucrul ăsta mă emoționează și foarte tare. Și empatizez foarte tare. Da, 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 da. Da, și au fost multe, am niște parteneri de cursă lungă, alături de care facem o serie de întâlniri în școli în care vorbim tinerilor despre aceasta, în care eu le vorbesc despre această experiență a kilogramelor în, uh-huh. în plus și cum am reușit să trec prin ea. Și toate capcanele dietelor. Da, și toate capcanele. Și am fost extrem de plăcut surprinsă să văd cât de mult rezonează ei cu... Și... Mai ales că ai o experiență similară pe care tu chiar poți să o împărtășești la rândul tău. Care s-a numat exact la vârsta la care sunt cei. Și spui, păi, slăbiți că uitați-vă cum arăt eu. Te duci și spui, eu am fost în situația voastră și uite. Da, și mă bucur și așa mi-a și venit ideea să fac un lucru adresat exclusiv lor. Dacă ar fi să faci tu un film documentar pe orice temă și fără deci să e te clar, mânene, că dacă are acum că voi cu Happy Channel și cu toate serialele astea de succes pe care le faceți, e clar că toți aveți ceva cu filmele, totul e... Despre filme. Dacă ai face tu un film, dacă ai face tu un serial. Pe ce temă ar fi? Nu un serial, un documentar. Dacă aș face un documentar, pe ce temă ar fi? Și fără să fii condiționată de multele lucruri de care ești, mai ales la noi. Un documentar aș face despre fasting, despre postul ăsta intermitent care e, a ajuns și la noi ca e o modă și care există de mai mult timp în afară, dar acum a ajuns și la noi, uite, așa, da, pe teme de nutriție aș face de nutriție. Și ăsta ar fi, cred că, pentru că există foarte multe întrebări în zona asta pe care le primesc din partea celor care mă urmăresc, uite, despre asta. Care e primul lucru pe care îl observ la o persoană pe care abia ai cunoscut-o? Fizic, bineînțeles. La ce te uiți mai întâi? Mă uit, evident, la față. Mă uit la mâini, la unghii. Și după aia recunosc că mă uit și la corp. Că... Deci mai întâi și mai întâi la ansamblul feței. Ce te face să te îndrăgostești de o persoană? Păi dacă nu mai țin minte. Nu mai știu. Uite, faci un exercițiu de memorie. Da, nu e o rețetă. Nici n-ar trebui să fie o rețetă, că e o problemă. Dacă e o rețetă, e o problemă. E grav. Da, nu știu, cred că felul în care mă face să mă simt, felul în care se poartă, felul în care glumește, felul în care arată. Un cumul, evident. Dacă în fața ta ar fi acum un adolescent și ar trebui să-i dai un singur sfat despre viață, și, mă rog, te-ai gândit că îl va și urma, ce sfat i-ai da? Ia-o ușor. Nimic nu e cum pare a fi. Calm. Da. Nimic nu e ce pare. Exact. Țin minte că în perioada aia de adolescență, ăsta e sentimentul care mi-a rămas, că e așa un tăvălug în care ești prins și care nu se mai oprește și cred că ăsta e un sfat care m-ar fi ajutat. Da. Ia-o ușor, nu e nimic atât de dramatic, nu se întâmplă. Nu e sfârșitul lumii. Nu. Ce îți place cel mai mult la tine și ce te enervează cel mai mult la tine? Ce îmi place? Cred că nu aș n-a spun așa că îmi place. Cred că o calitate, una din calitățile mele importante este disciplina. Eu nu sunt deloc o tipă talentată, dar sunt o tipă foarte perseverentă și disciplinată. Organizată. Muncitoare. Muncitoare. Da. Și cred că asta e important în viață. Cred că de multe ori contează mai mult decât talentul, pentru că sunt oameni talentați care se irosesc pentru că n-au acest motor care îi împinge. Și dorința asta de muncă și constanța asta. Da. Și asta am zis că îmi place, nu? Cum îți place, nu îți place? Cred că mă leg prea tare de lucrurile materiale. Reușesc destul de greu să mă desprind de lucrurile materiale și nu e bine.
Că adică lucruri pentru care muncesc pentru anumite lucruri și după aia cumva mă leg prea tare de lucruri trecătoare și mi se mai spune că sunt fixistă, că fac ușor obsesii pentru chestii. Da. Întrebarea la care ți-ai dorit cel mai tare să știi răspunsul. Dacă bunicii mei sunt ok, dacă bunicii mei sunt bine, oriunde ar fi. Trei lucruri mărunte care te fac întotdeauna să zâmbești. Păi, lucruri mărunte, mă rog, nu sunt mărunte, dacă te fac să zâmbești, cred că sunt chiar importante. Da. Uite, mirosul de cafea dimineața. Uh-huh. Vlăduț râzând, are un râs din ăsta foarte simpatic, zici că e desen animat. Așa râde filmul și de la molipsitor, știi? Adică cred râs de râsul lui. Exact. Da, deci cred că nu doar zâmbești, râzi și tu. Da, da, da. Așa și, nu știu, senzația de după un antrenament reușit, știi? Adică când ești transpirat, aparent obosit, dar mega energizant. Energizant, ce tare. Îți mulțumesc tare mult. Și eu mulțumesc. Sper să mai vii dacă te mai chem și să... Și acum e doamne, mai vin. Nu, mai vin, e simpatic. Da, e simpatic, mai ales că sunt întrebări care te pun să te gândești. Și îmi place faptul că nu mi le-ai spus dinainte, pentru că dacă mi le-ai fi spus dinainte, te-ai fi gândit și n-ar mai fi fost... Și n-ar mai fi fost durata asta de... Ce zice omul. Da, ce zice pe bune și ce-i vine prima dată. Așteptăm programele tale. Pentru adolescenți și nu numai. Și îți mulțumim pentru tot și te pupăm și te mai așteptăm. Abia aștept. Vă pup!